fost sărbătoare mare în comuna Mehedinţea, Năgăra Mare, la zilele comunei. Sărbătoarea a strâns oameni dornici să se bucure de programul artistic realizat și de preparatele delicioase. La eveniment au fost prezenți președintele Consiliului Județean Mehedinţea, Ladin Georgescu, prefectul județului Mehedinţea, Alin Isuf, vicepreședintele Consiliului Județean, Ionică Negru, deputatul PSD Mehedinţea, Alin Chirilă, cât și colegii din cadrul tineretului social-democrat Mehedinţi. Sărbătoare mare în comuna Gârla Mare. Zilele comunei au fost un real succes pentru toți cei care au vrut să se bucure de muzică bună și preparate delicioase. Primarul comunei Gârla Mare, Dumitru Baicu, a dorit să le aducă cetățenilor comunei o mică bucurie și anume zilele comunei. Acesta a fost mereu implicat în viața cetățenilor și nu a vrut să neglijeze bunăstarea acestora. Mă bucur că sunt în mijlocul gârlenilor, sunt gârlean, născut aici, da? Părinți gârleni. Acest eveniment a fost aprobat de Consiliul Local acum 7 ani și îl ducem mai departe pentru că gârlenii trebuie să se și bucure într-un moment dat. Deci după muncă trebuie și puțină distracție. Alături de cetățeni a fost prezent președintele Consiliului Județean Mehedinţea, Ladin Georgescu, care a susținut mereu comunele mehedințene în drumul lor spre dezvoltare și modernizare. Mă bucur că sunt în mijlocul dumneavoastră și, după cum vedeți, Partidul Social Democrat respectă cetățenii județului Mehedinţi. Vă respectăm foarte mult, respectăm pe primarul dumneavoastră. Am venit însoțit de domnul prefect, am venit însoțit de parlamentarii PSD din județul Mehedinţi, de domnii primari și de alți colegi care de fiecare dată au fost alături de comuna dumneavoastră. Au fost alături de problemele pe care le-ați avut și au încercat să le găsească rezolvare, au avut ușa deschisă pentru domnul primar întotdeauna atunci când s-a pus problema de rezolvare a unei chestiuni care a privit comuna Gârla Mare. Nu e cazul să vă vorbesc eu despre proiectele din comuna dumneavoastră, pentru că sunt convins că toți știți foarte bine ce s-a făcut, ce se face și de ce aveți nevoie în continuare. Și mai bine decât dumneavoastră și mai bine decât mine și de toți colegii mei, știe domnul primar. Aveți încredere în domnul primar Baicu, așa cum am și eu în el, așa cum și eu am în dumneavoastră. Cum am dovedit că putem să facem în județul Mehedinţi, vom face în continuare și în Gârla Mare. Felicitări, domnule primar, să știți că vom fi în continuare, nu numai cei care suntem prezenți aici, toți de la PSD vor fi alături de dumneavoastră și alături de dumneavoastră, dragi gârleni. Multă sănătate tuturor și la mulți ani cu ocazia zilelor comune. De asemenea, a fost prezent la acest eveniment și prefectul județului Mehedinţi, Alin Isuf, care este bucuros de faptul că această comună a evoluat atât de mult în ultimii ani, datorită unui primar implicat și devotat nevoilor cetățenilor. Mă bucur că văd un număr foarte mare de oameni. Este un primar cu multă experiență, un primar destoinic, care a făcut multe lucruri bune în comună, va depune toate eforturile în folosul dumneavoastră al comunității Gârla Mare. Vicepreședintele Consiliului Județean Mehedinţi, Ionică Negru, a fost prezent la acest eveniment, aducând numai cuvinte de laudă la adresa administrației locale. Ne bucurăm tare mult de invitația pe care ne-a lăsat-o domnul primar Baicu la Gârla Mare, la zilele comunei. După cum ați văzut, și noi am venit într-un număr atât de mare pentru a ne alătura acestui eveniment și pentru a-l susține pe domnul primar și a dovedit tuturor că este un primar bun, este un primar primitor, iubit de către cetățenii din Gârla Mare și un primar care are în gând să realizeze în continuare și să-și termine proiectele fără niciun fel de întârziere. Din câte ați văzut, echipa noastră a venit completă. Ne-am bucurat de prezența și a domnului președinte Aladin Georgescu și a domnului prefect Alin Isuf și a domnului director Dorel Stăicuț de la Craiova și a tuturor celorlalți primari care sunt vecini cu Gârla Mare și au ținut în mod expres să fie și dânsi prezent la această sărbătoare. Vreau să urez gârlenilor un sincer la mulți ani și să ne vedem și la anul cu bine în aceeași locație. Deputația Alin Chirilă și Folescu Cornel au fost ca de fiecare dată în mijlocul oamenilor, fiind bucuros să vadă că în județul Mehedinţi cetățenii păstrează încă tradiția. Bună seara, în primul rând, ca de fiecare dată echipa PSD împreună cu domnul președinte Ladin Georgescu, suntem aproape de fiecare primar al comunelor noastre.
aici, domnul Baicu, primarul nostru din Gârla Mare, care este un gospodar desăvârșit și pe care îl salut și îl felicit pentru tot ce a făcut pentru această comunitate și care a dovedit de-a lungul timpului că este un bun gospodar. Evenimentul, zic că este un foarte reușit, dat fiind câți oameni sunt prezenți aici și având în vedere și atmosfera care, după cum se vede, este plină de veselie și voie bună. Ce urez eu, domnule primar, urez să aibă aceeași echipă care a avut-o până acum, să fie un învingător și un luptător, cum a fost, și să dea dovadă că este lângă oameni și că va putea duce la bun sfârșit proiectele pe care tocmai va urma să le semneze. Mulțumesc, domnule primar, pentru invitație, mulțumesc dumneavoastră că ne-ați primit atât de călduros. Vă spun și eu la mulți ani și vă asigur în continuare atât pe dumneavoastră cât și pe domnul primar, reprezentantul dumneavoastră, de tot sprijinul nostru, atât cât putem în Parlamentul României. Mulțumesc frumos, sărbătoare bună! Totodată, nenumărați primari ai comunelor mehedințene au fost prezenți la acest eveniment, printre care și primarul comunei Malovăț, Ion Michescu. Atmosfera e foarte frumoasă, vin la Gârla Mare după aproximativ 18 ani de zile. Sunt plăcut impresionat de centrul satului, de comună, cum arată. Iată că domnul primar și-a pus amprenta pe investițiile și pe fața comunei Gârla Mare, lucru care nu poate decât să ne bucure, în special pentru locuitorii din Gârla Mare, că la urma urmei sunt beneficiarii acestor investiții. Îl felicit pe domnul primar pentru această sărbătoare, îl zic la mulți ani cetățenilor din Gârla Mare, să se bucure și să aibă încredere în continuare în domnul primar că e un om de nădejde. Toți cei care au participat la acest eveniment s-au distrat de minune și dovada acestui lucru a fost prezența cât mai mare a oamenilor la zilele comunei. Este o organizare foarte frumoasă, veterană, e a patra legislatură și urmează a cincea. E un om gospodar, un om harnic. E o frumusețe să-ți amintești cum a fost comuna acum 80 de ani când m-am născut eu și cum este acum. Condiții optime, aici era câmpie, era... Căminul cultural care este acum la comuna Gârla Mare, eram în clasa a patra, făcut în 1953. Vă dați seama pentru mine, invitat de primar, ce frumusețe poate să apară după atâția ani de zile. Toată munca și efortul primarului Dumitru Baicu și a consilierilor locali nu a fost în zadar și asta o spune publicul spectator care afirmă faptul că zilele comunei Gârla Mare au fost un real succes. Mulțumesc, foarte mulțumesc. Foarte frumos. A fost în toți ani aici la primar. Atmosfera e frumoasă, muzica bună. Da, muzica foarte bună. Administrația locală a adus nenumărați artiști pentru a cânta pentru locuitorii zonei cu muzică de petrecere, artiști de renume urcând pe scenă pentru a încânta publicul, printre care Niculina Stoican, Costel Hornoiu, ansamblu profesionist Danubius, Angela Magheru și mulți alții. Minunat! Acolo unde oamenii se întâlnesc la bucurie și atâta lume frumoasă, cred că nu e loc de tăgadă că lucrurile sunt bine organizate și cred că și binevenite. Fiecare eveniment de genul acesta susținut de Consiliul Local și de primarul fiecarei comune este minunat, în primul rând pentru comunitate. E foarte important să se întâlnească o dată pe an măcar, să fie împreună, să schimbe părări, ce au făcut, ce n-au făcut, ce le-a ieșit, ce nu le-a ieșit și mai mult decât atât să se bucure de interpreți care vin în fața lor și pe care poate altfel n-ar reuși să-i vadă. Ce aveți să le transmiteți gârlenilor în această seară? Să fie în primul rând sănătoși și să se bucure de asta și să fie conștienți de asta, să fie mândri că sunt mehedințeni și olteni și români, să stăpânească cu sănătate și cu bine tot ce au, să fie gospodari și să sporească tot ce e în jurul lor, pentru că România așa crește, cu ajutorul fiecăruia dintre noi. Mi se pare super. E foarte frumos, e lume multă, neașteptat de bine. Atmosfera cum vi se pare? Extraordinară, foarte frumos. Aveți ceva ce le transmiteți gârlenilor în această seară? Să fie sănătoși și la anul să vină număr cât mai mare. Iar domnului primar îi mulțumim pe această cale că ne-a invitat. Și noi îl onorăm de fiecare dată. Seara s-a încheiat cu un show spectaculos de foc de artificii, care a ținut minute în șir spre încântarea publicului spectator.